Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Un bebeluș născut prematur a fost transferat cu elicopterul de la Suceava la Iași. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Un bebeluș născut prematur cu o greutate de doar 1260 de grame a fost transferat cu elicopterul de la Spitalul Clinic Județean Suceava la Spitalul Sfânta Maria din Iași. 50 de autobuze electrice moderne au sosit deja în portul Constanța, urmând să fie integrate în curând în sistemul de transport public din zona metropolitană Suceava. Iar lucrările de reabilitare a podului peste râul Suceava de pe DN2H la Mirișăuți, județul Suceava, au intrat într-o etapă importantă. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Duminică, pe 9 iunie, este ziua în care românii sunt chemați la urne ca să-și exprime votul pentru alegerile locale și europarlamentare. Cum se va desfășura procesul electoral și ce trebuie să facă alegătorul pentru ca votul său să fie validat? Aflați din materialul următor. Pe 9 iunie, în România se desfășoară în mod simultan două rânduri de alegeri. Mai exact, alegerile locale și alegerile pentru Parlamentul European. Prima întrebare la care răspundem este cine are drept de vot. Potrivit autorității electorale permanente, au drept de vot cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votului inclusiv, precum și cetățenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reședința în România. La alegerile locale, alegătorii pot vota numai în secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau reședința și doar pe teritoriul României. La alegerile europarlamentare se poate vota în orice secție de votare din țară și străinătate. Persoanele care nu cunosc secțiile de vot la care sunt arondate pot să acceseze portalul www.registrulelectoral.ro. În prima căsuță se introduce codul numeric personal, iar în cea de-a doua căsuță numele de familie. Aplicația vă livrează nu doar numărul secției de vot, ci și o hartă care vă ajută să ajungeți mai ușor la urne. În situația în care nu vă puteți deplasa, în secția de vot puteți solicita urna mobilă. Votarea se desfășoară duminică, pe 9 iunie 2024, între orele 7 și 22. Alegătorii care la ora 22 se află în sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare, pot să exercite dreptul de vot până la ora 23:59. La alegerile locale se poate vota în baza următoarelor documente: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare. Noi aici avem doar 3, însă în secția de vot trebuie să primiți 5 buletine. Unul pentru alegerea primarului, altul pentru alegerea Consiliului Local, alte două buletine pentru alegerea președintelui Consiliului Județean, respectiv consilierilor județeni, și încă un buletin pentru candidații la Parlamentul European. Alegătorii care nu știu să scrie sau să citească, precum și cei care nu cunosc limba română, nu vor putea intra însoțiți de alte persoane în cabină. Votul cu însoțitor este permis doar în situația în care alegătorul are o afecțiune vizibilă, cu mențiunea că este interzis ca acesta să fie însoțit de membrii biroului secției de votare sau de candidați. Pentru ca votul să fie considerat valid, alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea votat în patrulaterul care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează. Atenție, nu este permis să fotografiați buletinele de vot în cabină sau să faceți fotografii în secție. Așa cum se arată în ghidul elaborat de experții autorității electorale permanente, după ce a votat, alegătorul îndoaie buletinul de vot, astfel încât pagina albă, care poartă ștampila de control, să rămână în afară și îl introduce în urna specifică, având grijă ca foile să rămână împăturite. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului numai o singură dată un nou buletin de vot, nici dacă introduceți buletinul de vot în altă urnă decât cea dedicată, votul nu se anulează.
Un bebeluș născut prematur cu o greutate de doar 1260 de grame a fost transferat cu elicopterul de la Spitalul Clinic Județean Suceava la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Micuțul, care provine dintr-o sarcină gemelară, are o problemă ischemică la mâna stângă și va fi internat în secția de chirurgie. Medicul Dana Murariu, șefa secției de neonatologie, a precizat că heliportul de pe acoperișul Spitalului Județean Suceava ajută la reducerea timpilor de transfer a pacienților. 50 de autobuze electrice moderne au sosit deja în portul Constanța, urmând să fie integrate în curând în sistemul de transport public din zona metropolitană Suceava. Achiziționate prin licitație publică, noile autobuze reprezintă o investiție importantă în modernizarea transportului public din regiune și contribuie la reducerea emisiilor de poluanți. Autobuzele au ajuns în țară mai repede decât a fost estimat inițial. Câștigătorul licitației este o asociere de firme din București și Constanța, iar valoarea totală a contractelor se ridică la aproximativ 21 de milioane de euro. Autobuzele vor fi livrate aferent celor două loturi din proiect. Lotul 1 include 18 autobuze electrice de 12 metri, 8 stații de încărcare rapidă și 18 stații de încărcare standard. Costul acestui lot este de 43,38 milioane de lei fără TVA. Lotul 2 cuprinde 32 de microbuze electrice cu lungimea de 6 metri și 32 de stații de încărcare standard. Valoarea contractului pentru acest lot se ridică la 38,14 milioane de lei fără TVA. Implementarea acestui proiect reprezintă un pas semnificativ către un transport ecologic și mai modern în zona metropolitană Suceava. Noile autobuze electrice vor oferi o modalitate de transport mai confortabilă, mai silențioasă și mai prietenoasă cu mediul pentru locuitorii din Suceava, Salcea, Șcheia, Moara, Bosan, Cipotești, Adâncata, Mitocu, Dragomirnei și Pătrăuți. Primele autobuze electrice sunt așteptate să fie operaționale în luna august a acestui an. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, iar valoarea totală a investiției este de aproximativ 103 milioane de lei. Contractul pentru furnizarea autobuzelor și a stațiilor de încărcare a fost semnat de Primăria Suceava și Asocierea de Firme Câștigătoare în luna februarie anului 2024. Lucrările de reabilitare a podului peste râul Suceava de pe DN2H la Milișăuți au intrat într-o etapă importantă, așternerea stratului de protecție hidroizolație. Potrivit purtătorului de cuvânt al DR de pe Iași, Nicolae Popovici, este un progres semnificativ, iar această etapă reprezintă un pas important în reabilitarea podului, asigurând o protecție eficientă împotriva apei și a intemperiilor. Concomitent se desfășoară lucrări la elementele structurale ale podului, precum capetele podului, zidurile de sprijin din piatră și consola pietonală, asigurând o reabilitare completă a structurii podului. Lucrările la podul de la Milișăuți vor fi gata în luna iulie, au anunțat atât DR de pe Iași, cât și constructorul. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Oana Șlemco și vă invit să urmăriți comentariul zilei. Alături de mine în studio se află jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin, și bine te-am regăsit. Bună, Oana, bine v-am regăsit. Cele 50 de autobuze electrice care vor deservi zona metropolitană se află în momentul de față în portul Constanța. În curând vor ajunge în municipiul Suceava. Da, vor ajunge în curând pentru că șoseaua nu mai este atât de aglomerată deocamdată când vii de la Constanța. Încă n-au început exporturile de grâne și acum dacă s-a făcut și terminalul ăla de transbordare a grânelor la Dornești, probabil că șoselele vor fi mai libere. Și da, din portul Constanța mai greu a fost să fie aduse cu vaporul. Dar mă mir că au venit așa repede, eu știam că primul lot va apărea în luna august în județul Suceava și mi-este greu să cred că de la Constanța până la Suceava vor face autobuzele, nu este iunie, iulie, două luni și ceva. Eu cred că ele vor veni mai repede. Sunt 50 de autobuze, unele mai lungi, altele mai scurte, pentru că vor fi și rutele astea prin localitățile limitrofe și cu drumurile noastre înguste. E nevoie de astfel de autobuze. E un lucru foarte bun. Noi suntem singurul oraș din țară care avem transport electric 100%. Eu ți-am mai zis ție sau Cătăline, am zis. Erau niște chestiuni prin ziare, înainte de campanie electorală. Exemple de transport electric prin țară, știi? Și dădeau niște orașe cu niște primari, uite ce au făcut. Și aveau și câteva autobuze, dar nicăieri nu era un transport 100% electric cum este în municipiul Suceava. Și așa cum era de așteptat, și autobuzele astea sunt tot electrice.
Până trece moda asta în câțiva ani cu electricile și ne întoarcem la motorină, la cărbuni. Dar, Sorin, sunt 50 de autobuze da. Care vor deservi zona metropolitană, așa cum spuneam. Cum vor fi afectate businessurile agenților economici, transportatorilor, celor care în momentul de față transportă persoane, să spunem, de la Bosanci la Suceava, de la Ipotești la Suceava, adică sunt câteva firme care din asta trăiesc. Da, eu chiar azi noapte mă gândeam, așa? M-am perpelit, cum se spune, așa, nu am putut să dorm, nu știam ce fac firmele astea. Așa, sunt de eram de îngrijorat, firme care nu știam. Au niște oameni angajați? Da, probabil, dacă crezi că fac numai asta, probabil că au și alte activități. La asta chiar nu m-am gândit. Și eu cred că ideea este ca acest transport public, care este subvenționat, bine, era subvenționat și, și pentru transportatori privați, sunt autobuzele astea care sunt noi, sunt sigure, sunt elegante, probabil că e mai bine pentru copii dacă merg cu microbuz nou decât cu o dubiță veche. Nu știu, chiar la asta nu m-am gândit, dar adică primăriile ce ar fi trebuit să întrebe întâi agenții economici dacă sunt de acord sau cum? Nu ar fi trebuit, dar trebuie să ne gândim și la cei care pierd niște gândit, locuri de muncă. Eu nu m-am gândit. Dar tu așa ești un suflet bun. Da. Suflet de mamă. Da, dar nu știu. Chiar bine, m-am pârpulit un pic așa. Noapte, acum mi-a zis asta, la noapte nu mai dorm deloc. Și sunt, și mă gândesc dau și niște bani la stat, da. Pe lângă salarii, zic ăștia, și eu. Da, cei de aici nu o să dea bani la stat, nimic. Mai puțin. Asta nu, da. De la stat la stat. Nu o să dea. O să fie haiducie. Cu siguranță condițiile de transport vor fi mai bune. Nu, dar păi atunci de ce ai făcut zonele astea metropolitane? Le-ai făcut, Oana, pentru un transport în comun? Le-ai făcut să faci proiecte de apă și canal împreună? Le-ai făcut să faci pe gaz împreună? Să faci niște proiecte mari? Așa, dacă fiecare face câte o chestie și nu sunt în legătură, nu iese nimic. De-aia s-a înființat zona metropolitană, ca să ai niște servicii publice de care să beneficieze toată lumea din comunitatea asta. Eu aș zice să le, bueno, chiar acum am mai zis, să dea astea gratis la operatorii ăștia care, despre care spui dumneata și să le folosească ei gratuit. Da. Eu atât am avut de spus. Atât am putut, nu, adică nu. Da. A început asfaltarea podului de la Milișeuți. Știi că acolo este o întreagă epopee. Lucrările au început în urmă cu vreo 2 ani, cred că cea mai recentă etapă a lucrărilor, pentru că podul a mai fost reparat și anterior. Și da. S-a ajuns la partea de asfaltare. În sfârșit a dat Dumnezeu. După întâlniri și discuții, dezbateri. Da, nu are rost să mai vorbim că e o chestie jenantă, așa un pod să târie atâta și să numai cât a durat să facă podurile, podul ăla din tuburi cu care să fie alternativă pentru podul ăsta. Dar mă, dacă tot ai deschis subiect, eu mă zic așa că totuși nu e bine, pentru că sunt niște oameni care câștigau bani de pe urma devierii, așa, serviciile auto, că îți rup mașina pe acolo când mergi pe gropile alea pe la tub, pe la podul din tuburi, și plus că consumai mai mult combustibil, pentru că ocoleai, ori mergeai prin satul mare, mergi prin satul mare, este o rută ocolitoare, sau pe podul din tuburi. Și acum dacă se asfaltează podul, pierd niște oameni, niște servisuri și benzinare. Ce facem? Nu știu, Sorine, ce o să facem. Nu, da, Oana, dar răspunde-mi pentru că tu mi-ai, uite, acum m-am gândit la asta. Minimalizez problema agenților economici. De eu nu minimalizez, Oana, problema transportatorilor. În continuare, eu am mers în continuare. Da. Și îți mai spun că sunt oameni nemulțumiți legat de subiectul autobuzelor care vor deservi zona metropolitană, că nu s-a făcut totuși un metrou. Poftim? Da, să nu se facă. Ce ce ai spus? Nu, deci noi nu avem probleme mari. Se putea mari. Mai mult, se putea mai bine, un tren. Ce, avem probleme mari, da. Într-adevăr, da, mergea un metro, cât e să faci un metro? E și pe unde? Așa mă gândesc că... Mă, dacă... Mă, Oana, ce cu voi, mă? Păi tu dacă încerci să intri în subteranul Sucevei, nu să faci tunel pentru metro, să tragi un fir de ață, ori un cablu. Dacă tu vrei să tragi un cablu acum, dai apă, canal, gaz, telefoane, morminte, broscuța de apă dulce, putinica cu brânză, dar lui Ștefan, un cal împăiat, mumificat,
Oștenii al lui Ștefan, care beau pe la 300 de metri. Ce, ce metro ori visați? Unde se face? Sorine, sunt sucebeni care vor mai mult. Da, eu știu. Da, și evident, normal, îmi cer scuze, pentru că noi toți ne-am născut din familie de conți aici, în Suceava. Suntem urmași, suntem toți milionari, neurmași, știm ce, toți stăm în palate și când ieșim din casă, ne urcăm în Lamborghini și dacă astăzi nu avem chef să mergem cu Lamborghini, trebuie să mergem la gura de metro și stația de metro să fie în fața palatului, unde la avem. Adică noi suntem toți. Am reușit deci în sfârșit toți, Oana, să te aduc pe calea cea bună. Dintr-o o țară ca România și ce, Moldova, când erau ele separate până ne-am unit, toți eram, adică era, în, era buricul pământului România, de ani de zile buricul pământului. Averi, tablouri, aur, diamante, tot, toți pirații care veneau, prădau prin lume și veneau la Marea Neagră și se duceau aici. Și România era foarte prosperă. România n-a trăit în Bojdeucă până în 1900, n-am trăit sub pământ. Și n-am stat cu fundul în poartă și n-am dat foc la grâne și am otrăvit fântâlne să ne apărăm de vrășmași. Nu, mă, era aici rai pe pământ. Aici era, știi cum era România, cum era Parisul zilele lui de glorie. Așa toată România era. Sorin, mă, avem și noi acces la informații, rețelele sociale online ne oferă. E grav. Nu, eu zic că e grav. Spre viitor. Știi, eu zic că e grav, dar și eu dacă văd la televizor sau pe rețelele de socializare în Singapore, mă, eu trebuie să vreau ca în Singapore. Sau dacă trenul văd că și la Londra este așa, bă, dar trebuie să mă gândesc că, bă, londonezii vin din spate cu niște chestii, cu niște chestii. Nu, dacă am stat în piață, am văzut 3 legături de pătrunjel, 2 de ceapă între noi, de unde? Da. Vreți? Despre podul de la Milișeuți vrei să mai spui ceva? Azi mai rupt cu asta, mai rupt. Bravo, Ana, deci ai reușit. Mulțumesc. Dar tu în ce bule trăiești? Adică ce bule aveți voi? Crede-mă că trăiesc în mai multe bule. A, și astea toate așa? Înseamnă nu toate, că eu nu toate. Dar am eu o problemă. Deci am eu o problemă că nu vreau cai verzi pe pereți. Dar cai verzi pe pereți vrea cineva? Nu știu, Sorine, poate oameni... Cai din aia frumoși, de mers la concurs din aia care costă 1 milion calul. Nu vrea nimeni, cai verzi pe eu pereți. Nu înțeleg de ce ești atât de reticent. Cu atât mai mult cu cât... Nu, dar asta cu metro, asta cu metro mai rog. Explic. Domnul primar Ion Lungu a explicat că se gândește la, că trenul ar putea să fie totuși o alternativă pentru... Dar trenul, știu, știu tu trenul... Și la de acest... la tren până la metro, cât îți Oana, tu îmi zici mie de trenuri într-o țară în care s-a distrus calea ferată și distrus CFR-ul. Da? Ai o singură linie de la Suceava la București, mai pe alocuri sunt câte 2 linii, în rest o linie, că dacă mergi unul și scoate șuruburile pe la jos, s-a terminat, nu mai poți să mergi. Unul la jos și unul la Roma, s-a terminat. Și tu zici mie că să fac aici? Nu eu, domnul primar Ion Lungu. Oana, da, hai, băia, da, e greu, nu? Da. La toți e Sorin, greu, dar văd că altora le e mai greu. Da, ai nevoie de timp de reflecție, părerea mea. Da, nu, ce să... Mulțumesc, Sorin, pentru dar această... Dar tu ai mai fost în străinătate, știu că, dar nu ai fost în viața ta numai până la gura humorului. Și ai văzut ce înseamnă cu asta, ce zici tu, cu metroul, cu linie de suprafață, linie subterană, câte linii sunt, cum se amestecă ele, cum sunt ca niște macaroane, ca niște spaghete, ai văzut, nu? Am văzut, ai mulțumesc, văzut. Așa da. Este, am fost. Nu tragi 2 linii, așa gata, ai pâr până acolo și... Da. Bravo. Mulțumesc, Sorin, pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, comentariul zilei a ajuns la final. Știrile continuă. Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava organizează între 3 și 18 iunie 2024 o nouă ediție a școlii de vară Unde să vii pentru a fi inginer adevărat. Programul destinat elevilor de liceu se va desfășura în campusul universității și oferă cazare și masă participanților alături de cursuri, activități recreative și excursii tematice. Proiectul are ca scop principal reducerea abandonului școlar și facilitarea accesului la învățământul terțiar, în special pentru elevii dezavantajați social.
În perioada 3-18 iunie 2024, Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Ștefan cel Mare desfășoară ediția anuală a Școlii de Vară, unde să vii pentru a fi inginer adevărat, finanțată de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare prin programul privind învățământul secundar. Această inițiativă urmărește să reducă abandonul școlar și să faciliteze accesul elevilor la învățământul superior, adresându-se în special elevilor proveniți din medii dezavantajate. Participă elevi care au terminat cel puțin clasa a noua și îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiții. Provin din familii cu venituri mici, sunt izolați social, de exemplu romi sau alte naționalități, trăiesc în zone rurale fără acces la școli apropiate, au părinți care lucrează în străinătate, provin din familii numeroase, sunt orfani sau trăiesc în centre de plasament, ori au cerințe educaționale speciale. Programul se desfășoară în campusul Universității Ștefan cel Mare Suceava, unde participanții beneficiază de cazare și masă pe toată durata școlii de vară. Elevii participă la cursuri diverse, activități recreative și sportive, precum și la excursii tematice, menite să le extindă orizonturile educaționale și să le ofere o perspectivă practică asupra carierei de inginer. Proiectul își propune nu doar să încurajeze continuarea studiilor, ci să integreze elevii din medii defavorizate într-un mediu academic stimulant, prin oferirea de resurse necesare pentru a-și atinge potențialul. Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității Ștefan cel Mare, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Stomatologi, Primăria Suceava și Asociația Studenților Mediciniști și Biologi, organizează Caravana Sănătății Orale. În fiecare zi de joi, din perioada 6-27 iunie, în cartierele municipiului Suceava, vor avea loc sesiuni educative despre efectuarea unui periaj dentar corect, prevenirea bolii carioase, a bolii parodontale și a cancerului oral. Sesiunile vor fi susținute de cadre didactice și medici de la USV. Prima oprire a caravanei va fi pe strada Biruinței din municipiul Suceava, în intervalul de ore 12-14. Și atunci, în perioada 6 iunie-27 iunie, în fiecare joi, va fi o caravană intitulată Caravana Sănătății Orale și am numit o caravană că efectiv suntem o caravană mobilă, să spun așa, în care mergem în cartierele orașului Suceava și facem o lecție, să spunem, cu ajutorul unor studenți voluntari de la Facultatea de Medicină din Suceava, o lecție deschisă în care fiecare participant care este trecător se poate opri și poate afla lucruri despre cum să-și facă un periaj dentar corespunzător, cum să-și întrețină gingiile, cum să mănânce sănătos încât să aibă și o sănătate orală echilibrată și multe alte lucruri, inclusiv multe surprize și cadouri care sunt pregătite pentru cei care vor avea curiozitatea să... Te bănuiesc că le dați o periuță, o pastă de dinți. Pastă de dinți, periuțe. Avem foarte mulți sponsori de la foarte multe firme care ne susțin și atunci putem afla extraordinar de multe lucruri și este bine ca toți specialiștii din fiecare comunitate să meargă la oameni și să facă aceste lucruri, pentru că așa îi vom stimula să vină și în aceste vizite periodice. Da. 6 iunie era programul inițial, acum nu știu, avea strada Bistriței. Da, pe strada Bistriței, suntem pe 6 iunie, cartierul 8, deci săptămâna viitoare, în intervalul 12-2, vom fi acolo, în zona, aceasta, în zona respectivă. Da? Pe lângă studenții voluntari sunt și medici stomatologi și aici țin să mulțumesc Colegiul Medicilor Stomatologi, care este partener în acest eveniment și ne susține cu colegi din acest colegiu și atunci pacienții sau oamenii care vor trece vor avea și niște lecții extraordinar de bune în ceea ce privește sănătatea orală și cum să-și țină un periaj corespunzător. Săptămâna viitoare vom fi în cartierul Opcin, vom fi pe George Enescu, vom fi pe Esplanadă ulterior. Pe Esplanada Casei de Cultură, în campus la universitate. În campusul universității, în fața corpului IA, la un moment dat o să fim. Deci în fiecare joi, pe toată perioada lunii iunie, în intervalul 12-2, vom fi prezenți cu această caravană. Soarele ne oferă lumină și viață, dar expunerea excesivă la razele sale ultraviolete poate avea consecințe negative asupra pielii. Pe lângă arsurile solare și îmbătrânirea prematură, anumite medicamente și plante pot crește sensibilitatea pielii la soare, determinând apariția unor reacții adverse neplăcute. Potrivit dermatologului Cristina Ionescu, este important să consultăm medicul cu privire la riscul de fotosensibilitate asociat
medicamentelor pe care le consumăm. Apoi, purtarea de haine care să acopere atât mâinile cât și picioarele ne ferește de grave iritații ale pielii, care pot apărea în urma contactului cu plantele pe care le putem atinge în timpul grădinăritului sau chiar la iarbă verde. Anumite medicamente, precum unele antibiotice, antidiabetice sau unguente antiinflamatoare, pot crește sensibilitatea pielii la soare, provocând eritem, dermatită sau hiperpigmentări. Există o serie de medicamente foarte des utilizate, pe care dacă le iei și te expui la soare, prin expunere la soare, înțelegând nu numai concediu, deci și mersul prin soare, mersul la piață, mersul în parc, mersul așa, pot apare niște reacții de fotosensibilizare și cu iritații mari ale pielii. Iritații ale pielii mergând de la simpla roșeață, usturime, până chiar la apariția de vezicule bule, de bășici. Deci o erupție impresionantă pe zonele fotoexpuse, față, mâini și așa mai departe. Ei, cele mai frecvente medicamente care dau aceste reacții sunt unele antibiotice și aici vreau să menționez ciprinolul, foarte mult folosit, ciprinolul și levofloxacinul, da? Foarte mult folosit în infecțiile urinare, medicamentele din grupa tetraciclinelor, deci tetraciclina, toxiciclina, sulfamidele de tipul biseptol, după aceea furosemidul, poate, da, deci cei care au furosemid, atenție, nu stăm foarte mult la soare, bine, furosemidul practic e și pentru afecțiuni cardiace, după aceea sunt unele medicamente antidiabetice. Aici sunt mai multe și nu are sens le număr ca un știu de numeri complicate, dar trebuie întrebat medicul curant, da, pentru că acestea se iau zilnic și vara ține 6 luni. La noi sunt și antidiabetice. Altceva care poate da niște iritații foarte urâte cu bășici, hai să spunem popular așa, sunt acele geluri cu antiinflamatorii pentru reumatism, pentru genunchi, cu diclofenac, cu ketoprofen, cu gelurile astea. Deci dacă te dai, că te dor genunchi, la glezne, la ceafă, eu știu unde, și te expui la soare, este foarte probabil să faci o iritație cu roșeață și cu vezicule și cu bășici, foarte, foarte urâtă. Vara avem parte, vedem la spital foarte multe. Da. Pe de altă parte, există și plante cu substanțe fotosensibilizante. Contactul cu acestea, urmat de expunerea la soare, poate duce la apariția unor erupții asemănătoare arsurilor solare. Țelina, păstrăvul, pătrunjelul, mărarul și iarba de pajiște sunt doar câteva exemple de plante care conțin astfel de substanțe. Cel mai tare și mai tare irită păstârnacul și țelina. Avem aici pe ecran la capitolul ăsta iritații cu plantele. Bășici, nu știu cât să văd, acelea sunt încă mici. Astea sunt mici aici, nu? Dar sunt mari, mari. Țelina și păstârnacul, adică dacă mergi în grădină și te atingi de frunzele de țelină și de păstârnac, bate soarele, pe zona aia care te atingi, efectiv faci cum vedeți acolo acele bășici impresionante. Dar și frunzele de morcov, de pătrunjel, de mărar și toate ierburile. Da, da, pentru că ele conțin niște substanțe, aceste frunze verzi numite cumarine, conțin niște substanțe care fotosensibilizează pielea foarte tare la soare. Și exact dacă, nu știu cât să vedea deci dumneavoastră, acea linie cu bășici, exact linia cu care s-a șters de o plantă. Da. Adică, vara, cele 6 luni de vară, dacă lucrezi în grădină, nu trebuie să lucrezi fără mănuși. Deci trebuie mănuși până aici și restul protejat, efectiv să te duci și pantaloni lungi. În șosete, să nu existe... Toate iritații din astea foarte mari și ciudate și care sperie, fac persoane care merg la iarbă verde. Pentru că în momentul în care se așează pe iarbă, sunt diverse ierburi amestecate acolo și unele dintre ele conțin aceste cumare. Așadar, soarele poate fi un prieten al pielii noastre, dar este important să fim conștienți de riscurile asociate expunerii excesive. Respectând regulile de protecție solară și evitând factorii de risc, ne putem bucura de soare în siguranță și ne putem menține pielea sănătoasă. Cum ne protejăm? Limităm expunerea la soare, mai ales în intervalul orar 10-16. Folosim o cremă de protecție solară cu spectru larg și SPF de cel puțin 30. Purtăm haine cu mâneci lungi și o pălărie cu boruri largi. Consultăm medicul cu privire la riscul de fotosensibilitate al medicamentelor. Evităm contactul cu plantele fotosensibilizante și expunerea la soare imediat după contactul cu ele.
Sezonul vacanțelor a început deja, iar dacă nu v-ați făcut deja rezervări, ar fi bine să cunoașteți câteva lucruri esențiale despre oferte, dar și opțiuni accesibile pentru cuplurile cu copii. În acest caz am apelat la managerul unei agenții de turism din Suceava. Mihai Costea ne va prezenta câteva opțiuni pentru vara aceasta. Când vine vorba despre vacanțe, preferințele pot fi diferite, însă există câteva criterii particulare de care toți ar fi bine să ținem cont înainte de a ne hotărî unde dorim să ne petrecem concediile. Copiii, costurile, ofertele sunt doar câteva dintre acestea. În acest sens, Mihai Costea, managerul general al unei agenții de turism din Suceava, vine cu câteva recomandări utile. În privința destinațiilor preferate de turiști, cele din străinătate rămân în continuare o opțiune. În special când vorbim de familii cu copii, fie ei mai micuți sau chiar mai mari spre adolescenți, familiile din Suceava se axează în special pe destinațiile all-inclusive. De ce all-inclusive? Pentru că destinațiile precum Turcia, Tunisia, Egipt, care oferă astfel de servicii în regim all-inclusive, oferă și foarte multe facilități pentru copii, însemnând topogane de apă, piscine pentru copii, meniu special pentru copii sau, știu eu, animație, mini-club, discotecă pentru copii și așa mai departe. Sunt o serie de servicii foarte căutate de turiștii cu copii. În cealaltă parte, să zicem așa, când vorbim de cupluri fără copii, în special cei tineri, să zicem, caută destinații unde pot să facă un turism mai activ. Și aici ne raportăm în special la destinații precum Grecia, unde pot să-și chirieze o mașină și pot să facă diferite excursii. Un avantaj al destinațiilor din străinătate este faptul că aeroportul Suceava pune la dispoziție zboruri către destinații estivale, precum Creta, Rodos și Tunisia. Cel puțin aici în Suceava avem avantajul că avem totuși zboruri charter în fiecare an către destinații consacrate și v-am amintit adineori de Antalya, de Turcia, da? De Egipt, avem zbor către Hurghada în fiecare săptămână, avem zbor către Tunisia, Rodos, Creta și atunci turiștii încearcă să profite de faptul că avem aceste zboruri directe, săptămânale. Evident că și vacanțele în România rămân în continuare căutate, în special de familii cu copii care vor să meargă pe litoralul românesc. De asemenea, foarte căutat este în continuare și litoralul bulgăresc, da, unde se ajunge din nou cu mașina personală. Rămâne în special partea de nord a litoralului bulgăresc, Albena, Nisipurile de Aur, rămâne foarte căutat. Cât despre rezervări, acestea se recomandă a se plasa din timp, însă există variante și pentru cei care se hotărăsc din scurt, celebrele last minute. Recomandăm să rezerve o vacanță cu cât mai mult timp înainte. Rezervările încep din noiembrie, octombrie, chiar în unele cazuri. Deci, cel mai multe reduceri sau cel mai mare reduceri, dacă putem spune așa, sunt în această perioadă, din noiembrie începând până undeva în martie-aprilie. Vorbim de perioada de early booking sau înscrieri timpurii, adică turiștii au posibilitatea de a beneficia de un preț special, mai mic, evident, dacă fac rezervarea din timp. Pentru ceilalți care nu pot să-și rezerve din timp vacanța și nu au posibilitatea asta, există reducerile last minute. Înseamnă că pe ultima sută de metri, înainte de plecare, poate cu câteva zile sau o săptămână, apar anumite reduceri pe anumite destinații. Acolo unde poate sunt hoteluri care încă mai au multe camere disponibile și aleg să facă niște reduceri de preț celor care se pot hotărî de azi pe mâine și să plece în vacanță. Suceava a găzduit ediția a doua a festivității Copiii și Inima Bisericii, un eveniment special organizat cu prilejul Hramului Catedralei Arhiepiscopale Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Dedicat copiilor și tinerilor, evenimentul a inclus o serie de activități menite să sublinieze importanța educației și a credinței în viața tinerilor credincioși. Printre momentele cheie ale zilei s-au numărat liturghia copiilor și penelul olimpicilor, ambele evenimente fiind un prilej de sărbătoare și recunoaștere a meritelor celor mai tineri membri ai comunității. Programul a început la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, unde Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Corul Așezământului de Copii, Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, a oferit răspunsurile liturgice, emoționând profund pe cei prezenți. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a citit rugăciuni speciale pentru reușită la examene, luminarea minții și dobândirea înțelepciunii. De nu înveți, nu știi și nu poți să păcălești prea mult pe nimeni. Ca tare străluciți și prin voi să strălucească Domnul. Nu vă temeți de oameni care poate vă sugerează că s-ar putea și altfel să trăiți. Ce stai 5-6 ore cu capul în cărți? Nu. Ceva mai ușor.
s-ar putea să vă propună. Nu marjați. Nu prindeți momeala, pentru că o să vă pară rău. Rămâneți ceea ce sunteți, creșteți în ceea ce sunteți, priviți cu credință în Dumnezeu spre viitor, cum spune ultimul îndemn din Decalogul Olimpicului scris de Părintele Arhiepiscop Calinic, pentru ca prin toate noi să ne bucurăm, voi să vă simțiți împliniți, dar peste toate Dumnezeu să se bucure și să fie slăvit El prin voi, o Doamne, și prin noi. După liturghie a urmat panelul olimpicilor, cerurile în cărți, la îndemână, desfășurat în sala Pimen Arhiepiscopul a Centrului Eparhial Suceava. În cadrul acestui panel, elevii care au participat la etapele naționale și județene ale Olimpiadei Interdisciplinare, Cultură și Spiritualitate Românească și ale Olimpiadei de Religie au fost premiați. Profesor Daniela Ceredev, inspector școlar pentru disciplina religie, a deschis evenimentul cu un cuvânt de bun venit. Ne-am dorit să marcăm această zi specială pentru toți copiii lumii și pentru copiii noștri și pentru copilul din noi, printr-o festivitate de premiere a performanței. De fapt, a performanței, a consecvenței, a determinării, a competenței, pentru că fiecare dintre olimpicii care astăzi au fost premiați e o dovadă de performanță, de competență, de perseverență, de muncă neostoită și de rugăciune. Olimpiada de religie a reprezentat una din cele mai frumoase etape din liceu și din gimnaziu și singurul regret al meu ar fi faptul că drumul meu s-a încheiat aici, clasa 12, nu voi mai putea participa în continuare la olimpiadă, dar consider că pot să-L mărturisesc pe Hristos și în facultate și nu o să mă opresc aici. Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că am luat premiul întâi cu nota 10 pentru a treia oară, iar apoi părinților care m-au învățat de mică să-L iubesc pe Dumnezeu și profesoarei mele, care la orele de religie ne-a insuflat dragostea pentru Hristos și pentru biserică. Religia este pentru mine ca materie un obiect foarte important, deoarece îmi întipărește în suflet și în minte adevăratele valori creștine și morale. Am reușit din nou să livrez o performanță cu ajutorul bunului Dumnezeu, la fel ca și anul precedent. Mă bucur că am avut ocazia să particip în olimpiadă și cu siguranță este o experiență pe care nu o voi uita niciodată. Ceremonia a fost înfrumusețată cu momente artistice deosebite, oferite de elevi premianți. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu l-a felicitat participanții pentru eforturile lor, iar Ordenul Zoie Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, a fost înmânat doamnei inspector profesor Daniela Ceredev și elevilor și profesorilor premiați. Președintele PNL Nicolae Ciucă s-a aflat la Vatra Dornei, acolo unde s-a întâlnit cu președintele PNL Suceava și candidatul liberalilor la primăria Vatra Dornei, actualul viceprimar Marius Râpan. Nicolae Ciucă a apreciat evoluția lucrărilor de investiții din orașul stațiune și și-a arătat susținerea față de echipa liberală din Vatra Dornei și din întreg județul Suceava. Ultima oară când ați fost să dusese gazul la marginea orașului, astăzi avem și 32 de kilometri de rețea de gaz. Iată. Cazinou era în șantier, gata, și cazinou, încă sunt multe lucruri la care lucrăm, multe proiecte, doar n-a început să se schimbe. Și vă mulțumim pentru că închideți cercul cu domnul președinte Gheorghe Flutur, cu doamna deputată Angelica Fădor și cu dumneavoastră se închide un cerc care e foarte important ca să poți să faci o administrație locală să dea înainte. Modelul de administrație liberală de la Dorna vrem să-l multiplicăm. Ați văzut cum arată centrul, dar așa arată toată Dorna. S-a implicat enorm. Aici sunt, cred că, peste 80 de milioane de euro, din ce știu, bani absorbiți, deci sunt foarte harnici. Locuințe sociale, spital, ambulatoriu, școlile, liceele, toate sunt modernizate. Îi mulțumesc primarului Ilie Boncheș pentru că datorită lui e și această schimbare de catifea de generație aici, ca și la Suceava, eu în lungul cu viceprimarul, așa și la Vatra Dornei, domnul Bonchiș cu domnul Hupan. Deci se poartă la noi această schimbare de generații de gardă în mod civilizat. Eu sunt convins că, dincolo de ceea ce s-au petrecut în Vatra Dornei, urmează proiecte mult mai importante. Și toate acestea sunt în sarcina domnului Marius Râpan, a echipei
domniei sale. Am văzut o echipă foarte bună, foarte determinată, motivată. Este nevoie de tot acest angajament și responsabilitatea administrației liberale, așa cum a demonstrat-o în ultimele mandate, pentru a face ceea ce trebuie pentru dorneni, dar și pentru turiștii care an de an cresc în număr, și asta este un lucru foarte important. În plus, Nicolae Ciucă i-a îndemnat pe dorneni și pe suceveni să participe duminică la vot, să se implice în viitorul comunității din care fac parte. Vă îndemn să veniți la vot pentru că aveți motive, aveți argumente, iar noi susținem întreg demersul echipei liberale de la Vatra Dornei și de la Suceava, admirând și apreciind tot ceea ce au făcut până în momentul de față. Mult succes! Vă mulțumesc tare mult, domnul președinte! La întâlnirea cu președintele PNL au luat parte echipa din Vatra Dornei cu primarul actual Ilie Boncheș, alături de care a fost și primarul Sucevei Ion Lungu. Candidatul PSD la primăria Suceava, Vasile Râmbu, își dorește un stadion nou cu o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri, unde să se poată desfășura meciuri de fotbal, rugby și alte evenimente. Proiectul intitulat Bucovina Arena a fost prezentat în cadrul unei întâlniri la care au participat foștii internaționali Ioan Andone și Dorin Goian. Fosta legenda lui Dinamo și a Corvinului Hunedoara Ioan Andone împreună cu un alt fost internațional, sucevanul Dorin Goian, s-au întâlnit luni cu Vasile Râmbu, candidatul PSD la primăria Suceava. Cei trei au vorbit despre viitorul fotbalului sucevan, iar Vasile Râmbu a prezentat proiectul Bucovina Arena, un stadion multifuncțional pentru fotbal, rugby și alte evenimente cu o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri. Deci noi trebuie să pornim în același timp cu formarea unei echipe și stadionul nu se face într-un an, doi. Să ne luăm o marjă de 2 ani jumătate, 3, 4. Probabil multă lume o să zâmbească, să zică, domnule, aveți gânduri prea futuriste. Noi în proiectul de stadion, cum să vă spun, ca idei, noi n-am intrat în amănunte, l-am luat pe cel din Madrid, Santiago Bernabeu. De ce n-ar avea Suceava un stadion de 15.000 de locuri, nu ca Santiago Bernabeu, ceva mai micuț, așa, pentru noi, pentru că dacă l-am face pentru 2-3 ani, spune, domnule, facem unul ca areniu, ca, sau eu știu, îl cărpim de nou și 2-3 ani merge. Trebuie să gândim în perspectivă. Primăria nu poate să finanțeze integral o asemenea investiție. Avem și noi fonduri europene, avem fonduri guvernamentale, CNI-ul, pe care alții le-au accesat cu succes. Da. De ce n-am face și noi? Adică cred că trebuie să fim mai curajoși și puțin mai determinați așa în a ne cere drepturile. Mai nebuni, chiar mai nebuni, dar nebuni frumoși, cum am spus. Nu poate să promită nimeni că la anul e funcțional totul. Nu. E de durat, sunt acte de făcut și eu sunt convins că domnul Vasile Râmbu, că îi și place, nu se pricepe și mare lucru că spune asta și vrea să aducă oameni consilieri apropiați de el să-l sfătuiască bine. Că nu poate să-și bate joc de banii oamenilor. Adică ce construiește să construiască de durată, nu să țină un an de zile tot lucrul ăsta. Să știți că lucrurile, dacă plecați la proiect și eu sper ca domnul Vasile Râmbu să ajungă primar, sunt convins la cât îl știu de ambițios, că nu-i primul lui proiect în viață și în cariera lui până la vârsta asta, că duce lucrurile până la capăt, dacă promite asta. Nu trebuie să promită lucruri multe. Dune câteva lucruri, dar să le lase și să vadă în Suceava. Asta trebuie să fac un primar. S-au dus vremurile în care se promite mult și nu se realizează. Oamenii vor, domnule, promitem ceva ce se poate realiza și fără. Și vă spun că după foarte mulți ani veți fi pe buzele tuturor că ați făcut stadionul Suceava. 10.000, 8.000, 12.000, nu contează. Dar să fie un stadion pentru că e nevoie, poți să faci un concert, vorbeam cu Neando, un stadion frumos, vă vine echipa națională și joacă un amical. Vine tineretul Under 21, Under 19, Under 17, au fost la Botoșani. Adică sunt evenimente care vor... Poți să joci meciuri de rugby. Meciuri de rugby. Aici era echipă de rugby.
România s-a clasat pe primul loc la campionatul european de canotaj pentru juniori. 6 dintre sportivii care au urcat pe podium în Polonia sunt legitimați la CSM Suceava și CSŠ Nicu Gane Fălticeni. România a dominat campionatele europene de canotaj sub 19 ani care s-au desfășurat în Polonia, unde a câștigat 7 medalii de aur și 3 de argint. Printre cei care au urcat pe podium s-au numărat și 3 sportivi legitimați la CSM Suceava, unde se pregătesc sub îndrumarea antrenorului Nicu Despa. Este vorba despre Gabriela Tivodariu și Iulica Maria Ursu, care au devenit campioane europene la dublu rame și 8+1 feminin, și de Ștefănuța Irinei, care a obținut aurul în proba masculină de 8+1. Și clubul sportiv școlar Nicu Gane Fălticeni a avut 3 reprezentanți pe podiumul de premiere. Iuliana Cantoriu a luat aurul în proba de 8+1, iar Vasile Osoianu și Răzvan Simeri au obținut argintul la 4 rame masculin. Cei 3 sportivi sunt pregătiți de antrenorul Vasile Avrămia. Ediția de campionat 2023-2024 a Ligii a 5-a la fotbal a ajuns la final. Releul Mihovenia a câștigat titlul de campioană în seria 1, iar Larix Dornișoara în seria 2. Releul Mihovenea a încheiat sezonul competițional 2023-2024 pe primul loc în seria 1 a Ligii a 5-a, după ce a câștigat în fața celor de la FC Marginea cu scorul de 12-1. Cu ocazia acestui meci, echipa condusă de Cătălin Nichiten și-a primit trofeul, medaliile și tricourile de campioană. Sporting Siminici a terminat campionatul pe locul 2 după ce a învins în ultima etapă formația Apollul Nord Brodina cu scorul de 7-1. În celelalte meciuri din seria 1 s-au mai înregistrat următoarele rezultate: Viitorul Forăști, Viitorul Vadu Moldovei 0-1, Voința Hânțești, Unirea Salcea 2-0 și Sporting Bunești, Voința Zvoruștea 5-1. Larix Dornișoara a primit titlul de campioană în seria 2 în cadrul unei festivități de premiere oficiate de secretarul general al Asociației Județene de Fotbal Suceava, Gabriel Șuleru. Scorul ultimei etape de campionat s-a înregistrat pe terenul din Mitocu Dragomirnei, unde juniorul Fălticeni a câștigat în fața gazdelor de la Carpatic cu 3-12. În seria a doua s-au mai disputat următoarele meciuri: Bradul Vama, CS Valea Suhei 3-0, Avântul Frasin Șomuz 2 Fălticeni 4-1 și Dream Team Ipoteș Stejarii Dragomirnei 2-2. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar. Toate cele bune! Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. La noapte, cerul va fi variabil, parțial noros în majoritatea zonelor regiunii. Doar la Roman, în prima parte a nopții, e posibil să se înregistreze furtuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări, iar temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 12 și 15 grade Celsius. Miercuri, vremea va fi în general frumoasă și caldă în toată regiunea, potrivit meteorologilor. Cerul va prezenta înorări doar temporare. La Vatra Dornei, în prima parte a zilei, se vor înregistra ploi ușoare. Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea zonelor, iar temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 19 și 27 de grade Celsius. Duminică 9 iunie este ziua în care românii sunt chemați la urne ca să-și exprime votul pentru alegerile locale și europarlamentare. Cum se va desfășura procesul electoral și ce trebuie să facă alegătorul pentru ca votul său să fie validat, aflați din materialul următor.
Un bebeluș născut prematur cu o greutate de doar 1260 de grame a fost transferat cu elicopterul de la Spitalul Clinic Județean Suceava la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Micuțul, care provine dintr-o sarcină gemelară, are o problemă ischemică la mâna stângă și va fi internat în secția de chirurgie. Medicul Dana Murariu, șefa secției de neonatologie, a precizat că heliportul de pe acoperișul Spitalului Județean Suceava ajută la reducerea timpilor de transfer a pacienților. 50 de autobuze electrice moderne au sosit deja în portul Constanța, urmând să fie integrate în curând în sistemul de transport public din zona metropolitană Suceava. Achiziționate prin licitație publică, noile autobuze reprezintă o investiție importantă în modernizarea transportului public din regiune și contribuie la reducerea emisiilor de poluanți. Autobuzele au ajuns în țară mai repede decât a fost estimat inițial. Lucrările de reabilitare a podului peste râul Suceava de pe DN2H Milișăuți au intrat într-o etapă importantă, așternerea stratului de protecție hidroizolație. Potrivit purtătorului de cuvânt al DR de pe Iași, Nicolae Popovici, este un progres semnificativ, iar această etapă reprezintă un pas important în reabilitarea podului, asigurând o protecție eficientă împotriva apei și a intemperiilor. Concomitent se desfășoară lucrări la elementele structurale ale podului, precum capetele podului, zidurile de sprijin din piatră și consola pietonală, asigurând o reabilitare completă a structurii podului. Lucrările la podul de la Milișăuți vor fi gata în luna iulie, au anunțat atât DR de pe Iași, cât și constructorul. Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava organizează între 3 și 18 iunie 2024 o nouă ediție a școlii de vară, unde să vii pentru a fi inginer adevărat. Programul destinat elevilor de liceu se va desfășura în campusul universității și oferă cazare și masă participanților, alături de cursuri, activități recreative și excursii tematice. Proiectul are ca scop principal reducerea abandonului școlar și facilitarea accesului la învățământul terțiar, în special pentru elevii dezavantajați social. Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității Ștefan cel Mare, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Stomatologi, Primăria Suceava și Asociația Studenților Mediciniști și Biologi organizează Caravana Sănătății Orale. În fiecare zi de joi din perioada 6-27 iunie, în cartierele municipiului Suceava vor avea loc sesiuni educative despre efectuarea unui periaj dentar corect, prevenirea bolii carioase, a bolii parodontale și a cancerului oral. Sesiunile vor fi susținute de cadre didactice și medici de la USV. Prima oprire a caravanei va fi pe strada Bistriței din municipiul Suceava, în intervalul de ore 12-14. Soarele ne oferă lumină și viață, dar expunerea excesivă la razele sale UV poate avea consecințe negative asupra pielii. Pe lângă arsurile solare și îmbătrânirea prematură, anumite medicamente și plante pot crește sensibilitatea pielii la soare, determinând apariția unor reacții adverse neplăcute. Potrivit dermatologului Cristina Ionescu, este important să consultăm medicul cu privire la riscul de fotosensibilitate asociat medicamentelor pe care le luăm. Apoi, purtarea de haine care să acopere atât mâinile cât și picioarele ne ferește de grave iritații ale pielii care pot apărea în urma contactului cu plante pe care le putem atinge în timpul grădinăritului și chiar la iarbă verde. Sezonul vacanțelor a început, iar dacă nu v-ați făcut deja rezervări, ar fi bine să cunoașteți câteva lucruri esențiale despre oferte, dar și opțiuni accesibile pentru cuplurile cu copii. În acest caz, am apelat la managerul unei agenții de turism din Suceava. Mihai Costea ne-a prezentat câteva opțiuni pentru vara aceasta. Suceava a găzduit ediția a doua a festivității Copiii și Inima Bisericii, un eveniment special organizat cu prilejul Hramului Catedralei Arhiepiscopale Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Dedicat copiilor și tinerilor, evenimentul a inclus o serie de activități menite să sublinieze importanța educației și a credinței în viața tinerilor credincioși. Printre momentele cheie ale zilei s-au numărat liturghia copiilor și panelul olimpicilor, ambele evenimente fiind un prilej de sărbătoare și recunoașterea meritelor celor mai tineri membri ai comunității. România s-a clasat pe primul loc la campionatul european de canotaj pentru juniori. 6 dintre sportivii care au urcat pe podium în Polonia sunt legitimați la CSM Suceava și CSS Nicugane Folticeni. Ediția de campionat 2023-2024 a Ligii a 5-a la fotbal a ajuns la final. Relăul Mihovene a câștigat titlul de campion în seria 1, iar Larix Dornișoara în seria 2.